un milion de români și-au găsit locul în regatul Marii Britanii, ajungând cea mai numeroasă populație după localnici. Mulți sunt hotărâți să nu se mai uite în urmă, dar și mai mulți sunt cei care aleg să revină în țară. Brexitul, dar și dorul de acasă, îi determină să renunțe la tot ce au adunat acolo și să-și reia viața de la zero aici. Asta au făcut și soții Codreanu după mai bine de 10 ani de stat în Londra. Astăzi îi găsim pe ulița unui stat de la poalele Făgărașului, unde vor să-și crească fiul. Cred că toți românii simt chemarea și simt să se întoarcă. Își doresc să se întoarcă acasă, da. Dar probabil simt că nu... Nu au curajul. Nu au curajul. Acasă, nu au curajul să facă treaba asta, dar se poate. Nicăieri nu e mai bine ca acasă. Nu sunt vorbe mari. E gândul care îi macină pe mulți dintre milioanele de români plecați departe. Și când dorul e mult prea greu de dus, unii aleg să se întoarcă. Ce simțiți când vă uitați în jur? Liniște și pace. Liniște și pace. Bucurie simțim. Simțim că ne conectăm cu natura. Lumea în ultimul timp merge mai mult cu capul în jos decât cu capul în sus. Uităm să ne mai uităm și la lucrurile frumoase care ne înconjoară din cauza stresului cotidian. În România ai ce vedea. Suntem la nici 40 de kilometri distanță de Sibiu, la poalele munților Făgăraș. Un loc care atrage ca un magnet tot mai mulți tineri care aleg să se refugieze aici, după ani petrecuți prin marile orașe ale Europei, printre ei și soții Codreanu, pe care îi găsim la Porumbacul de sus. Ce vă oferă România și nu vă oferea străinătatea? Liniștea de acasă. Liniștea de acasă. Poate străinătatea îți oferă mai mulți bani dacă lucrezi pentru cineva sau așa, dar aici ne simțim în siguranță și liniște, liniștea de acasă, care nu o găsești nicăieri, oriunde umbla pe planeta asta. Pe când abia ieșeau de pe băncile școlii, România părea că nu le promite nimic, așa că au fugit în lumea mare în căutarea unui trai mai bun, la Londra. Georgeta muncea ca și contabilă, iar Adrian în construcții și în timpul liber făcea taximetrie pe străzile capitalei. Amândoi câștigau bine, nu duceau grijă a zilei de mâine, dar când a apărut Alex în familia lor, perspectiva despre viață li s-a schimbat radical. Am fost plecați la Londra, pentru eu am stat 9 ani. Și soția a stat 20 de ani. Wow, și v-ați întors? Ne-am întâlnit acolo, da, am dat roadele unui copilaj, a venit Alex pe lume și ne-am hotărât să ne întoarcem acasă. Și ne-am stabilit aici la Porumbacul de sus. Am venit, ne-am apucat de lucru și ne-am îndrăgostit de locul ăsta, ce să mai e liniștit. Dar după atâția ani de Anglia, mă gândesc că voi erați acolo foarte bine așezați. Da, aveam o situație bună, lucram amândoi, aveam niște salarii bune, dar nu ne-am găsit locul, nu ne-am regăsit în Londra. Și am decis să venim acasă, într-adevăr. Ne-a fost foarte greu după atâția ani, după 9 ani de zile pentru mine și 20 pentru ea. Ei a fost mai greu, trebuie să recunosc. A fost dificil să vii într-o țară în care lucrurile nu funcționează la fel ca acolo și nu sunt la fel de bine puse la punct. Este greu, dar ai și alte beneficii care nu le ai acolo. Și totuși, când au pus în balanță și au cântărit, și-au dat seama că liniștea de aici și simplul sentiment de acasă nu poate fi înlocuit cu nimic în lume. Așa că în urmă cu 3 ani și-au făcut bagajele și s-au întors definitiv în țară. Eu mă duc și arunc frunze și tu le prinzi cu bățul, da? Ce zici? Hai încoace la mine, hai. Păi da, hai. Da, ai înțeles? Hai, că tu știi. Hai, jump. Hai, pune-te acolo, uite aici. Uite acolo, uite acolo. Așa, stai acolo și eu mă duc și dau drumul la frunze și tu le oprești cu ăsta, da? Cu bățul. Eu mă duc și le dau drumul și când vin aici tu le oprești. Stai aici, uite acolo, stai acolo, mai încolo. Hai. Pescuiesc, mami? Vine.
Vezi că trebuie să vină una. Vine. Uite de acolo la apă, la piață. S-au întors în România, dar fără să aibă un plan bine pus la punct. Însă lucrurile s-au așezat în timp mai bine decât și-ar fi putut închipui vreodată. Au ajuns în Porumbacu ca simpli turiști, dar în scurt timp au devenit fii ai satului, în care și-au ridicat o cabană tradițională cu propriile mâini. Am găsit acest colț de rai, să zic așa, între ape. Adi și-a dorit foarte mult o casă lângă apă, cu vedere la munte. De-aia am și numit cabana Mountains View. Și unde ne simțim bine, am creat un loc pentru noi și pentru toți ceilalți care vor să ne viziteze și suntem foarte mândri. A fost un gând ca să ne îmbunătățim stilul de viață. Am zis, mergem în România. E o țară frumoasă, sunt locuri frumoase, am avut norocul să găsim insula asta, terenul ăsta mare. N-are cum să nu meargă, cu gândul ăsta am zis. Am zis, lumea caută mâncare bună, lumea caută natură, aer curat și România chiar are parte de toate la un loc. Planul inițial era să-și construiască o casă pentru ei, însă după ce au terminat-o, și-au dat seama că e prea frumoasă ca să o țină departe de ochii lumii, așa că au transformat-o într-o casă de oaspeți, ne povestește Adrian. V-ați hotărât să vă întoarceți în țară, dar cu planuri mărețe. Da, planuri mărețe, să ridicăm o casă. Am terminat căsuța, am ridicat-o și ne-am dat seama că de fapt zona are un potențial turistic foarte bun și ne-am gândit să o închiriem. Să facem un turism în România. Și atunci am aranjat-o în așa fel încât să fie confortabilă pentru turiști. Bine, și pentru noi, și noi ne doream să fie confortabilă, dar atunci când faci turism, trebuie să ai anumite beneficii când te duci la o cabană și o închiriezi. De exemplu, grătar sau disc sau un ceaun, dacă dorești să faci în natură, să vii, să te relaxezi. Avem avantajul că avem râul lângă noi. Și se vede și muntele. Și atunci totul devine magic, așa să zic. În parcursul anilor am adunat anumite clișee în capul nostru și când am avut ocazia să le transcriem, să le dăm roade, automat am avut un bagaj de viziune. Am avut o viziune, să zic așa. Noi nu am avut un plan al casei, nu am avut o schiță. Efectiv, când am făcut casa, am dat cu pasul, cum se spune, ca să vedem cam cât de mare să o facem. În interior la fel, exterior la fel, am folosit materiale care efectiv m-am gândit pe loc atunci. Băi, ce pun aici, cum fac, cum aranjez, ce culoare și așa mai departe. Nu am avut o schiță, deci nu am avut un plan. Nu e o cabană obișnuită? Eu zic că nu, cu siguranță nu e. Nu este o cabană obișnuită, ne-am ridicat cu nivelul, fiind între râuri, efectiv casa este situată pe o insulă, da? Deci avem de jurul nostru, în jurul nostru apă. Am ridicat nivelul casei, am făcut-o pe piloni, pentru a nu se întâmpla, Doamne ferește, să vină o inundație sau să ne afecteze și atunci, da, este deosebită. Am făcut două hornuri mari, avem cuptoare înăuntru. Wow! Și decorurile le-am ales efectiv din întâmplare, adică lumea nu mai avea nevoie de o roată de car, nu mai avea nevoie de sania asta, tot felul de lucruri care ne-au plăcut și am crezut că dau bine cu casa, le-am luat și le-am adus aici. Muncă trudă și migală, în fiecare colț. Toate se văd și se văd bine. N-ai zice că totul a început de la zero, ci că te afli într-o casă în care au crescut generații întregi. Ce a fost cel mai greu în tot proiectul acesta și în tot visul acesta pe care voi l-ați făcut să devină realitate? Cel mai greu lucru a fost situația financiară. Noi nu am avut o situație financiară, nu am avut un buget când am plecat la drumul ăsta și ne-am asumat, a fost o nebunie de fapt, să vii din Londra după atâția ani cu o sumă mică de bani și să te apuci de o casă.
neștiind cât o să ajungă costurile, efectiv să termin casa aia, ăla a fost cel mai greu lucru. Ăla a fost într-adevăr, pentru că vrei să faci ceva și nu aveai fonduri. Interiorul cabanei te fascinează și te întoarce parcă în timp în odaia bunicii. Totul e simplu și natural. Niciun obiect nu e cumpărat de-a gata. Totul e făcut sau trecut prin mâna lui Adrian, care a văzut în ceea ce alții ar fi aruncat un obiect unicat, numai bun de pus în valoare. Pe jos am pus țiglă recuperată de pe case vechi. A trebuit să o tăiem fiecare bucată în parte ca să putem să îmbinăm țigla, să arate, să aibă un aspect frumos. A trebuit șlefuită la fel cu flexul, am stricat cred că 10 flexuri. A fost o muncă, într-adevăr, scaunele sunt făcute de noi, deci totul este făcut manual. Absolut tot mobilierul, noi nu avem, de exemplu, mobilier cumpărat sau paturile, barul l-am făcut tot noi, cărămidă folosită care lumea o arunca, noi am luat-o, am șlefuit-o și am folosit-o, lemn la fel. Șemineul din living, piesa de rezistență a camerei, e făcut tot de Adrian și construit în așa fel încât să se poată folosi ca și cuptor, ne spune el cu mândrie. Am documentat, am cerut sfaturi, păreri și m-am apucat, am făcut cuptorul. După ce am făcut cuptorul la picioare. Adică tu l-ai făcut cu mâinile tale? De exact, cu lut ca pe vremuri. Că am zis să fie o tradiție, să încerc să fac cuptorul ăla cu lut cum se făcea pe vremuri. Am reușit, pizzeria funcționează și azi, 3 ani de zile, cuptorul a mers genial și mi-a dat curaj să fac și acasă cuptor. Evident, mi-am dorit să am și eu un șemineu, să stau frumos la foc iarna, să ardă focul. Am făcut și un cuptor de pizza, că dacă tot începi și faci cuptoare, îți dorești să ai și acasă un cuptor de pizza. Iarna îi dăm foc, gătim aici, putem să gătim în un cuptor... o pizza sau ce dorim. Din orice colț al cabanei ai privi, ai parte de o priveliște unică, ce spune povestea locului. E confortul de care ai nevoie într-o casă tradițională. Aici avem camera mare, sunt 3 camere în cabană. Aici avem camera principală, cum ar veni așa să zic așa. Este un pat, la fel un cuptor, care poate fi folosit iarna. Avem căzile din lemn care le-am făcut manual. Ne-a salvat foarte mult pentru că nu găseam niște căzi care să se pupe cu peisajul și cu casa și cu designul casei și atunci am hotărât să le facem din lemn. Am văzut niște lemne afară, chiar mi-a adusese cineva lemne de foc pentru pizzerie și atunci bușteanul ăsta enorm, am zis din ăsta fac cadă. Și am reușit și am făcut 2 căzi, aici una și în baie una. Paturile la fel le-am făcut noi, am salvat foarte mulți bani, deci am economisit bani pentru că am pus mâna și le-am făcut. Dar și ușile arată mare fel. Da, ușile sunt de nuc, le-am făcut tot noi. Ideile îți vin pe parcurs. Te întrebi cum fac, cum să fac aia și când pui întrebări, automat trebuie să vină și răspunsurile și soluțiile vin atunci când îți dorești ceva, îți vin și soluțiile. Și până la urmă, nu ai nevoie de bani mulți ca să poți, ne spune convins Adrian. Important e să vrei și să pui mâna la treabă, apoi când te uiți în urmă, să fii mândru de ce ai realizat. Eu fără să-mi dau seama a ieșit ce a ieșit, pentru că am încercat să țin puțin și tencuiala pe pereți și totul să fie rustic și țărănesc ca să dăm o răsplată celor care au fost înaintea noastră, bunici, străbunici și așa mai departe. Țara în care trăiești, să o pui puțin, să o șlefuiești un pic, să o arăți lumii, pentru că este valoroasă și avem lucruri frumoase, simple și frumoase. Aici este baia, la baia am muncit foarte mult. Baia este un loc important, zic eu, atunci când mergi într-o vacanță. Ai nevoie la fel de spațiu. Eu consider că e o baie mare, sunt 20 de metri pătrați. Da, la fel, am folosit lemn de stejar, țigla de pe jos. Asta este cea de-a doua cadă care am făcut-o din trunchiul de copac din care îți explicam. După mine, după viziunea mea, arată ca și un om întins picior peste picior, cu mâna aici, dacă te uiți. E o nebunie, da, a ieșit bine. Sunt atât de mândru când mă uit la ea, nu-mi vine să cred. Am impresia că am fost atât de binecuvântat să fac cada asta, deci
e, nu știu, eu cred că e de expoziție. Bine, scuzați-mi lipsa de modestie, dar așa este. Sunt și te, îmi doresc ca toată lumea care vede acest reportaj să-și dea seama că și cu bani puțini, dar dacă pui suflet și cauți într-adevăr niște lucruri să iasă frumos, se poate face, se poate ajunge la un standard foarte, foarte ridicat. Ghiuvetele la fel. Bolovan cu flexul, cu drujbă, sculptat în piatră ca să scot ghiuvetele să fie ceva mai deosebite, mai rare, niște... efectiv, nu cred că mai găsești în momentul de față niște ghiuvete făcute manual din niște bolovani aruncați pe jos. La etaj sunt două dormitoare cu baie proprie, dar amenajate și ele tot în stil rustic. Din pat, musafirii pot vedea stelele. Sunt lucruri pe care le visezi când ești mic. Să stai în pat întins, să te uiți la cer, le vezi în filme lucrurile astea și uite că ajungi mare și începi și pui accent pe ele și încerci să-ți faci aceste lucruri pentru tine. Georgeta și Adrian n-au ridicat doar o cabană în mijlocul naturii, ci și o colibă în care pregătesc pizza și plăcinte, făcute în cuptorul de lut ca pe vremuri. Vezi cu bățul că mă lovești. Îmi dai mie voie să-l duc? Nu. Nu? Nu. Unde e asta? Undița ta? Da. Da. Ai prins pești? Dar vezi că mă lovești cu ea. Da. Ai prins pești? Da, da. Ce pești? Cum le zice la peștișorii care ai prins? Ciulea. Ha? Ciulea. Ciucă? Ciucă? Somon. Somon. Aici, într-un colț de Românie magică, își trăiește acum visul cu ochii deschiși familia Codreanu. Departe de agitația și de stresul cotidian, deconectați de mediul urban, dar conectați în permanență cu natura. E raiul lor, la care tângeau de mult. Alex, cred că vine la mine puțin aici să-i zic eu o poveste aici. Hai încoace la mine să zic eu ceva. Hai încoace la mine. Zi-mi unde facem insula piraților. O facem în sus, încolo, spre munte? Da. Arăți un pic cu mâna spre munte încolo. În ce parte vrei să o punem acolo? Acolo, unde sunt brazii. Cum arăta o zi din viața voastră acolo și cum arată o zi aici? Păi acolo arăta în felul următor. Am făcut taximetrie la Londra, am lucrat în construcții. Plecam dimineața și veneam seara. Nu ne vedeam deloc. Stabilitate și eram toată ziua cu în fața calculatorului. Era acasă, nu ne vedeam deloc și atunci aici suntem, cum să spun eu, suntem binecuvântați că ne putem vedea când vrem, când dorim, nu mai lucrăm pentru nimeni, suntem acasă, ne sunăm, ne vedem când cu Alex, cel puțin Alex poate să ne vadă toată ziua. Deci poate să stea cu mine toată ziua, poate să stea cu ea toată ziua, poate să stea cu amândoi. Putem să facem lucruri împreună fără să fim departe unul de celălalt. Hai pe lemn să stăm, să îți explic ceva, te rog. Să-mi spui dacă îți place lemnul ăsta și din ce... Ce copac e? Ce facem din lemnul ăsta, mami, noi? Hai să stăm aici jos. Leagă? Da. Hai. Ne mai trebuie unul sau crezi că ne ajunge? Mai ne trebuie. Da. Vă mulțumesc frumos că am venit, ați venit la noi.